Bun venit în vacanța noastră la cort. Prima oară când venim cu copiii la cort. Și da, ne uităm la un tutorial pentru că e prima oară când montăm cortul împreună. Zora! Zora, vino la mama. Unde e Achim? Acum îl ancorăm. Trebuia să fiți martori mai devreme când l-am ridicat. Doamne, nu puteam să filmez în timpul acela. A, te descurci? Nu. Copii stâng. Unde am pe telefon? Unde ești? Copiii au intrat în cort deja. Unde ești? Aici erai. Auzi? Dacă l-am pus în groapa asta mică așa un pic aici, nu e problemă. Acolo dormi tu. E o gropiță mică aici. Nu e nicio problemă, avem saltele. Copiii sunt bine? Da. Nu cred că iese. Zora, o să cazi. Eu cred că ceva n-am făcut bine. Ba da. Nu cred. Ba da, Paul. Eu cred că asta e altceva. De ce nu dai telefonul să mă uit la tutorial? Face cu cortul de mor. Mami, o să-l terminăm, o să mut chestiile mele aici. Da, mami, așa facem. Uite-te la Zora. Într-un final am reușit. Abia aștept ziua de mâine. Și noaptea de azi. Mergem spre plajă. Din păcate n-am nimerit cea mai tare vreme, dar știam asta înainte de a veni aici. Însă astăzi bate un vânticel așa. Dar e plăcut. O să stăm pe plajă și o să citim. Copiii se joacă. Ia uite ce fain e aici. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. De ce n-ai dormit, mă, cu mine după amiază? Și te-ai foi și te-ai fățuit? Că era somn. E că îți era somn? Achim nu mai doarme de la 2 ani jumate după amiază. Și dacă nu-ți mai ție somn, nu-l lăsăm nici pe ăla de lângă să doarmă, nu? Băi, deci nu-mi place cu cortul. Și în același timp îmi place. Dar nu-mi place pentru că e prima oară, cred. Dar îmi place chestia asta de libertate așa și de... Hai că e fain, e văzut ce frumos se simt copiii. Alergă pe acolo toată ziua. Lasă-mă că ăștia mici alergă și dacă stăm la hotel. In the great outdoors, forever free. După furtuna de aseară, au rămas hainele afară în timpul furtunii și uite, acum le-am agățat la uscat. Și nu numai aici, ci și aici. Vă iau pe amândoi și vă leg în copac. Mică...
Și tu cu... Ce e, mami! Mambo, Italia, nu așa faci. Deci te... E, mami! Exact. O, oh, Doamne, ce față am. Eu și copiii am mâncat mai devreme și Paul mănâncă și el acum. E bine. Eu m-am odihnit azi noapte, spre deosebire de domnul Pate, care a refuzat să se îmbrace pe vreme de furtună corespunzător. Unde a refuzat să se îmbrace? M-am îmbrăcat. Problema este alta. Că ai zis că o să fie fain, mamă, ce o să-ți placă, mamă, o să vezi un miște de natură. Frate, în prima seară, buf, furtună, tunete, a luat cortul, s-au mult spiroanele astea. A doua seară zici, gata, acum o să fie frumos, uite ce soare. Aseara a tunat toată, am crezut că a tunat deasupra noastră, că a luat cortul cu totul. N-am dormit toată noaptea, ăsta s-a foit, mi-a dat numai pumni și picioare, cap. Că el nu vrea să doarmă în sac, el vrea să doarmă pe lângă sac. E bine, e foarte frumos în natură, foarte! Și sulful ăsta mă spune. Și nu mai râde așa tare, că iar mi-e smulge cortul. Vorbesc serios, vreau acasă. Nu mai stăm. Nu mai stăm. Uite, 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 uite aici, sub papuc, sub papuc. Ha! Că n-am murit, bă. Și uite, mă, nu mor, vezi? Așa sunt de muritoare. N-am avut niciodată urechenice la cort. Nu știu. Ce vrei să spun? Nu știu. Aici nu mai e nimic. E în regulă. Cum e în capul meu? Aoleu, umărul! Achim s-a gândit că dacă tot n-am dormit azi noapte, să mă odihnească puțin. Achim? Au, Achim! Asta pentru mine. Au, bă, nu mai da, Achim! Ia dă-mi și mie. E rândul meu să râd de domnul Ipate care a venit în șlap. Nu urci pe munte în șlap, nu sunt. Tu nu urci pe munte, fuck! Ia uitați acolo. Achim, și Achim vine să mă susțină și o tot împinge de jos. Știi că pe aici sunt mulți șerpi. Ah, ce glumă bună! Uitați-mi că ai simțul umorului. Are mie. Da, mă, ia. Cum ai venit tu? Ia. Da, ce? De ce nu vrei, mă, să mă ajuți pe mine să-mi pui și mie șlapul ăsta acolo, cum trebuie? Sometimes you need to go. Take a step back. To see the truth. Distance you can tell. Cea mai bună parte când stai la cort este că poți să faci ce vrei tu. Astăzi practic ne-am scos una dintre saltele afară și am stat ba la soare, ba la umbră, într-o libertate deplină. I love camping. Da, sigur. E perfect. Mamă, mamă. In the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. E ziua plecării și e mai bine că picură, pentru că așa nu ne pare rău că plecăm. Și acum dăm jos cortul. A fost o super experiență, abia aștept să-l montăm în altă parte. Vine vacanța și de bucurie, în acel loc mi-am dorit să stau. Este ziua în care am mai crescut încă un an și am primit vacanța.